Nu există o soluție. Și mie tare, mi-e teamă că va trebui să așteptăm rezolvarea în instanță dintre RVA, Mecel și AJOFM. Toată mascarada, Mecel a făcut-o. Să blocăm iară din nou și numai la combinat să nu mai intre rus în combinat. Liderii de sindicat de la Mecel Târgoviște au avut o întâlnire cu prefectul județului Dâmbovița, Victor Sandam. Acesta le-a spus ce s-a stabilit la Ministerul Muncii cu privire la plata drepturilor salariale pentru foștii angajați din fondul de garantare. Statul nu va plăti salariile compensatorii pentru că nu există în acest caz o bază legală. La Mecel Târgoviște nu a fost încheiat un contract colectiv de muncă, doar un acord care nu le oferă foștilor salariați dreptul de a primi din fondul de garantare plățile compensatorii. Combinatul metalurgic se află în insolvență, iar patronatul rus le-a transmis oamenilor că nu are bani pentru a plăti aceste indemnizații. Singura soluție pentru cei peste 500 de dâmbovițeni ar fi o acțiune în tribunal, asta dacă instanța de judecată va recunoaște acel acord colectiv. În caz contrar, oamenii sunt hotărâți să protesteze din nou în luna septembrie. Rămân cele 3 salarii diferența, acolo este bătaia mare pentru faptul că toată mascarada a plecat de la Mecel cu actele adiționale. Da. Dacă se trecea în act adițional sumă compensatorie, era conform legii. Ei au învârtit. Săptămâna viitoare, foștii angajați ar putea primi banii pentru perioada de preaviz și pentru concediul de odihnă. Aceste restanțe nu vor fi însă achitate de Mecel Târgoviște, ci de către stat prin fondul de garantare. Acum nu vor primi salariații, în cel mai fericit ca săptămâna viitoare, decât aceste sume, care se ridică la maxim 3.000 de lei la unii dintre ei, iar alții au foarte puțin de luat, câteva sute de lei. În cursul lunii septembrie vor primi, așa cum a promis RVA-ul și conducerea societății, cei care depășesc 6.400 de lei vor primi diferența de la Mecel, iar restul mi-e teamă că vom ajunge în instanță și aici cine știe cât va dura. Săptămâna trecută, peste 70 de foști angajați de la Mecel Târgoviște au protestat blocând circulația pe DN72. Oamenii au traversat în continuu drumul și niciun autoturism nu a fost lăsat să treacă până la intervenția poliției și a jandarmeriei.